Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! Stadionul central din Ovidiu, Farul întâlnește pe Universitatea Craiova în etapa a șaptea și sunt premise pentru un meci bun, pentru că Farul și Craiova sunt două echipe pozitive care vor să joace acel fotbal cu priză la public. Da? Grameni, frumos! Aici este poartă, Luis Munteanu puntează. Și Luis Munteanu la primul său meci în campionat de la revenirea la Farul. N-a mai jucat din ultima etapă a campionatului trecut, sigur că nu este meciuri pe la Națională cu tinere, dar în campionat n-a jucat din luna mai. Avertizatul Gică Hagi, liniștit, pentru că, iată, la câteva minute după acea fază care era ținut penalti, vine golul lui Luis Munteanu. Ok, e în regulă. E, aici ai o problemă. Dacă aici ai o problemă. Vână. Dacă vână atinge mingea, asta este offside. Dacă vână atinge mingea, este offside. Părul se pune? Se pune părul, nu? Deci dacă era Vidal cu creasta lui, da, era offside. Vedem ce părere are Vara. Arbitrii, da. Și vreau să mă gândesc. Craiova e eficientă în atac. Înseamnă că a început să funcționeze jocul. Oh, ce lovitură de cap! Să știi că l-a deranjat și l-a curcat Zaikov. Normal, da. Ca totuși, dacă vrei să joci în campionat de top din Europa, asta trebuie să o dai în poartă. Bate Munteanu! Nu să n-ai loc, mă, totuși, în Duvala, să-ți găsești un loc în seria. Ce minunăție de gol! Popescu n-a știut până în ultima clipă cine bate lovitura asta liberă. Amenința Mazilu, până la urmă mingea a fost lovită de Luis Munteanu. Execuție superbă. Cu piciorul drept, peste zid, cu mult efect, lângă bară. Nu știu, se cam sparge acolo, dar... A sărit mult, să știi. Dar mingea nu trece prin zid, trece pe deasupra, nu poate reproșa nimic cu echipierilor, Laurențiu Popescu. Dublă Luis Munteanu. Pentru Farul. Iată pe Ivan, centrare bună! Și minge deviată, miraculos, cea mai mare ocazia Craiovei. Ia să vedem ce s-a întâmplat. Duso, ce pasă bună de Duso. Panel rămâne jos. Luis Munteanu, mingea șutată de vână. Așa, sigur că poziția e crea, să ne dăm seama. Nu, eu din cât bine, și stop cadrul ăla, mult prea generos, mult prea lung, 1,2 secunde. Budescu bate bine loviturile libere. Iată-l șutând puternic! Sau a călcat el greșit. Și nu a trecut pe subzid, cred că a trecut. Mitriță, câștigă. Sare la ei, interesantă fază cu Mitriță! Asta cu călcuiul al lui Ivan, agață micea Mitriță. Mitriță. S-a oprit la timp acolo Popescu, că făcea penalt. În deplasarea precedentă de la Iași, ce fază bună. Să vedem pe asta. Deviată și vine șutul cu latul în bară. Ce ghinion a avut și șutul. Ce ghinion a avut de-a lungul carierei, când era în formă maximă. S-a accidentat, a revenit, iar s-a accidentat, dar n-a mai fost colici.
și a fost prima minge a lui Colici, greșită, pasă la adversar, bună, pasă cu călcâiul, formidabil, apără, Rameni. Valdin e brazilian, n-ai ce să faci. Grameni poate prea sigur pe el aici. Nu au fost motive în afară de schimbări. Lungă, lungă! Faul, s-a dat faul Mateiu. Faul la Mateiu. La adevărat, grijă, toți au galben acolo. Și Mateiu și Ivan Colici nu are galben. Hai să vedem ce a fost aici. Da, lăpinge pe sârbu Mateiu. Trebuie să spun că se trage reciproc. Emil, nu e faul ăsta.